Bună dimineața! Mult stimat doamnă secretar de stat, doamnă Paraschiv, mult stimat domnule ambasador Yoichiro Yamada, mult stimat domnule Viorel Soltan, reprezentant al parteneriatului Stop TV, mult stimați prieteni, colegi, invitați! Ne-am adunat azi pentru un eveniment de marcă suport inițiative parteneriat. După cum știți, Moldova este una din țările cu prioritate în controlul tuberculozei din regiunea europeană. Aceasta este o sarcină comună, dar este în primul rând obiectivul principal al Programului Național de Răspuns la Tuberculoză de a reduce povara prin tuberculoză ca și problemă de sănătate publică în Republica Moldova. Este un obiectiv comun pe care îl putem realiza doar împreună cu partenerii noștri, cu suportul celor care ne sunt alături, nu doar cu metodologii, cu recomandări, dar și cu sprijinuri prin medicamente, prin suport de tehnică, de reagenți și de toate necesare ca acest control să decurgă cu succese. Eu vreau să dau start acestei întâlniri și pentru cuvântul de deschidere o invit pe doamna Angela Paraschiv, secretar de stat al Ministerului Sănătății. Mult stimată doamna director Doina Rusu, stimate excelența sa, domnul ambasador al Japoniei, stimate domnul Viorel Soltan, reprezentant al parteneriatului Stop TV, stimați colegi, stimați oaspeți, este o onoare pentru noi astăzi să participăm la acest eveniment. Este un eveniment important pentru țara noastră în contextul acelor activități pe care le realizăm în cadrul Programului Național de Răspuns la Tuberculoză, preconizate pentru anii 2022-2025. Sigur că este necesar să menționăm că tuberculoza rămâne a fi o prioritate nu doar pentru țara noastră, dar inclusiv la nivel global, în contextul acelui impact enorm pe care o determină nu doar prin cazurile care sunt înregistrate la nivel mondial, și anume vreau să menționez că anual sunt înregistrate circa 10 milioane de cazuri, dar inclusiv și acele decese pe care le provoacă. Peste 1,6 milioane de decese sunt înregistrate anual din cauza acestei maladii, anume tuberculoza. Și vreau să menționez că, practic, tuberculoza și decesele cauzate de tuberculoză întrec, practic, toate bolile pe care le înregistrăm nu doar la nivel național, dar inclusiv și la nivel global. Deci este o povară pentru întreaga lume, dar inclusiv și pentru Republica Moldova. Și în acest context facem eforturi enorme în contextul realizării acelor activități pe care le-am propus, împreună cu specialiștii, împreună cu partenerii noștri, pentru a reduce povara acestei boli. Vreau să menționez că din anul 2005 este necesar să accentuăm, prin acele eforturi care au fost realizate, reducerea de practic de 3 ori al cazurilor noi înregistrate, dar inclusiv și a incidenței. Este necesar să menționăm că în anul 2020 noi am înregistrat o reducere de 38%. Deci este un rezultat semnificativ pe care îl avem doar datorită eforturilor noastre comune. Da, într-adevăr, în perioada pandemiei COVID-19 am avut acele stopări de activități, de screening, de depistare precoce și astăzi înregistrăm o ușoară creștere a numărului de cazuri. Dar aceste cazuri sunt în nume acele care nu au fost înregistrate în anii 2020-2021 și astăzi noi încercăm să preluăm acele activități cu niște pasuri mult mai intense pentru a-i depista la timp și a-i include în tratament. Astăzi avem o rată de succes a tratamentului de 80%, deci este un succes remarcabil.
Este necesar să menționăm și povara tuberculozei determinată de acele cazuri multidrog rezistente, care, din păcate, ne provoacă acele decese pe care le înregistrăm astăzi și în Republica Moldova, dar inclusiv și la nivel mondial. Accesul la tratament este asigurat pentru toți cetățenii. Deci, în cadrul Programului Național de Răspuns la Tuberculoză, asigurăm atât screening-ul, cât depistarea precoce, dar și acces la tratament nu doar pentru cetățenii Republicii Moldova, dar inclusiv și pentru cei refugiați. Și în acest context, sigur că este necesar să menționăm acele eforturi care le depunem împreună, zi de zi, pentru a-i depista și a include în tratament nu doar pacienții sensibili la tuberculoză rezistentă, dar inclusiv și pacienții care dezvoltă tuberculoză rezistentă. Astăzi înregistrăm circa 900 de pacienți cu tuberculoză rezistentă. Pentru noi este foarte important să includem pe fiecare, pe toți, în tratament și pentru a avea succese în acest tratament. În acest aspect, Republica Moldova a depus eforturi considerabile pentru a avea aceste medicamente, pentru a asigura fiecare pacient eligibil pentru tratament. Și aici vreau să menționăm, pe lângă efortul național pe care îl realizăm împreună cu Ministerul Sănătății și instituțiile responsabile pentru realizarea acestor activități, avem și partenerii care ne susțin în continuare. Și aici vreau să aduc mulțumiri Ambasadei Japoniei și împreună cu parteneriatul Stop TB, care au venit în suport pentru a realiza acele activități de includere și acces la tratament, și anume vorbesc centrat per pacient, a pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă. Accesul la acel tratament care, din păcate, avem tratament de lungă durată, care constituie până la 18 luni, avem tratament de scurtă durată, care poate fi de la 6 până la 9 luni. Deci astfel să avem tratament pentru fiecare tip de tratament. Acest grant care Republica Moldova l-a primit în valoare de peste 330.000 de dolari asigură acces la tratament a 50 de adulți și a 10 copii. Poate ca și cifră nu este mult, dar vreau să menționez că un singur tratament la un adult cu tuberculoză rezistentă ajunge la 5.000 de dolari. Respectiv, un tratament la un copil cu tuberculoză rezistentă ajunge de la 500 până la 1.000 de dolari. Deci este un cost destul de considerabil pe care astăzi îl asigurăm împreună cu partenerii noștri pentru acești pacienți care vor avea acces la acest tratament. Este un tratament, în special vreau să menționez tratamentul la copii, este vorba despre o formă prietenoasă care asigură și o administrare mai ușoară, dar și un gust mai bun pentru copilașii respectivi și o perioadă mai scurtă de administrare, dar inclusiv fără acele reacții adverse care pot fi din cauza medicamentelor obișnuite. Astfel, este foarte important să menționăm că tratamentul universal centrat pe pacient este scopul nostru principal și să asigurăm acel obiectiv pe care ni l-am propus de a reduce mortalitatea cu 75% și a reduce incidența cu 50%. Eu încă o dată vreau să mulțumesc suportul acordat de Ambasada Japoniei, parteneriatului Stop TB, specialiștilor și colegilor noștri care realizează zi de zi eforturi considerabile pentru a realiza acele activități pe care le avem în Programul Național de Răspuns la Tuberculoză. Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare! Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Acum, cu o deosebită plăcere, îl invit pe reprezentantul Guvernului Japoniei, ambasadorul Japoniei, Republica Moldova, domnul Yamada Yoichiro. Stimată doamnă directorul Rusu,
Stimată doamnă secretară de stat Paraschiv, stimată domnul Sultan, doamnelor și domnilor, bună ziua! Mă bucur să fiu prezent astăzi aici pentru livrarea oficială a medicamentelor pentru tratamentul tuberculozei în Republica Moldova prin intermediul organizației Stop TB Partnership și UNOPS. Tuberculoza multidrog rezistentă rămâne a fi o problemă de sănătate în Republica și o amenințare majoră la adresa securității sănătății. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, pe parcursul anului 2022, 1,3 milioane de oameni au decedat din cauza tuberculozei. La nivel mondial, tuberculoza este a doua cauză de deces prin boli infecțioase după COVID-19, întrecând astfel HIV și SIDA. Doar aproximativ 2 din 5 persoane cu tuberculoză rezistentă la medicamente au folosit tratamentul în anul 2022. Tuberculoza rezistentă la medicamente este o problemă persistentă de 75 de ani de la identificarea primelor tulpini rezistente la streptomicină. Mă bucur că unul dintre cele mai promițătoare medicamente, TB-MDR, de la Manid, a fost inventat de un producător japonez de medicamente Otsuka și că este inclus în distribuția de medicamente împotriva tuberculozei. Compozitorul Frédéric Chopin, romancierul George Orwell și poetul Takuboku Ishikawa au decedat de tuberculoză. Mă întreb câte opere de artă ar mai fi creat dacă în timpul vieții lor ar fi existat medicamentele disponibile astăzi. La un moment dat, tuberculoza era considerată boală națională a Japoniei. Înainte de cel de-al doilea război mondial, tuberculoza era cea mai mare cauză de deces în țara mea. Cicibunomia uncul fostului împărat Akihito a murit de tuberculoză în anul 1953. Însuși, fostul împărat a suferit de tuberculoză la vârsta de 20 de ani, dar a supraviețuit datorită medicamentelor nou dezvoltate. S-au depus multe eforturi pentru a lupta împotriva acestei boli. Astăzi, datorită tehnologiei medicale și îmbunătățirii generale a standardelor de viață, cazurile de tuberculoză din Japonia au scăzut considerabil. Cu toate acestea, în continuare, avem 12.000 de pacienți noi în fiecare an, ceea ce înseamnă aproximativ un pacient la fiecare 10.000 de japonezi. În medie,
în fiecare zi mai mult de 4 persoane mor din cauza tuberculozei și alte 28 de persoane sunt diagnosticate ca fiind infectate cu tuberculoză. Deși tuberculoza se considera o boală a trecutului, specialiștii în sănătate lansează un nou avertisment împotriva ei. Colaborarea și solidaritatea sunt esențiale în cooperarea medicală internațională. Cunoaștem că Moldova se confruntă cu provocările legate de MDR-TB. Ne bucurăm că putem fi solidari cu moldovenii care au dat exemple remarcabile de căldură și solidaritate atunci când refugiații ucraineni au sosit în masă anul trecut. Folosindu-mă de această ocazie, vreau să menționez că ne mândurim cu faptul că Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei este un produs al inițiativei Japoniei din anul 2000. Premierul de atunci al Japoniei, Yoshiro Mori, a sugerat ca subiect principal al reuniunii la nivel înalt G8 din acel an, sănătatea în Africa. Permiteți-mi să închei prin a spune că Japonia va continua să contribuie la sănătatea și bunăstarea persoanelor vulnerabile. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, Excelență, și îl invit pe domnul Viorel Soltan ca și reprezentant al parteneriatului Stop TB cu cuvântul dumneavoastră de deschid. De salut! Mulțumesc doamna director Doina Rusu, doamna secretar de stat Angela Paraschiv, Excelență domnule ambasador Yamada Yuichiro, colegi, prieteni, sunt onorat să particip la acest eveniment, un eveniment foarte important pentru Republica Moldova. Eu reprezint parteneriatul Stop TB, care este o agenție lider la nivel global de luptă împotriva tuberculozei. Este o agenție care are în interiorul său câteva departamente foarte importante, și unul important este cel care se numește Global Drug Facility sau o facilitare de procurare, de diagnostice și tratamente la nivel global pentru țări la prețuri preferențiale. Și prin intermediul acestei facilități susținem foarte multe țări, peste 100 de țări în procurarea necesarului de luptă împotriva tuberculozei. Vreau să vă spun că cu mare plăcere avem un parteneriat cu Guvernul Japoniei și prin această cale aș vrea să mulțumesc Excelență domnule ambasador pentru suportul Guvernului Japoniei pentru mai multe țări și în cazul Republicii Moldova deja vedem este suportul pentru medicamentele necesare tuberculozei multirezistente. Ceea ce aș vrea să menționez despre Republica Moldova este că Republica Moldova este un campion în a adapta inovații, lucruri noi care apar, spre exemplu, doamna secretar de stat a menționat despre medicamentele pentru copii, dacă până nu de mult noi trebuia să stricăm pastilele
și să dăm câte o jumătate de pastilă la copii, acum nu mai este nevoie. De ce? Fiindcă au fost făcute formule speciale care sunt prietenoase copiilor. Și iarăși Republica Moldova acceptă și se lansează în introducerea acestor regimuri noi, nu numai pentru copii, dar în general regimuri noi de tratament care sunt la nivel global. Și prin această ocazie aș vrea să vă felicit pe toți voi aici pentru munca pe care o depuneți. Este foarte importantă și binevenită. Și Republica Moldova cu siguranță contribuie la lichidarea tuberculozei la nivel global. Aș vrea să vă spun că în cadrul parteneriatului cu Guvernul Japoniei noi nu numai asigurăm tratamentele pe care astăzi avem ocazia să le înmânăm formal, dar avem și un component foarte important de susținere tehnică și de dezvoltare de capacități. Colega mea, Natavan, o văd deja, este aici și lucrează cu dumneavoastră deja. Parteneriatul STOP-TB și GDF planifică și în anul 2024, în trimestru, chiar primul trimestru, să aibă un workshop, un curs de instruire împreună cu dumneavoastră deja imediat în 2024. Din partea STOP-TB Partnership vreau să vă asigur că noi vom sprijini întotdeauna Republica Moldova și normal programul național. Felicitări doamna coordonator Valentina Vâlc și doamna director Doina Rusu pentru realizările de până acum și felicitări tuturor. Mersi și într-un ceas bun! Vă mulțumesc, domnul Sultan. Este important atunci când simți suportul partenerilor și în special în perioada intemperiilor din ultimul deceniu și cele din ultimii ani legate de război, de criza refugiaților. Bineînțeles că depunem toate eforturile ca să realizăm împreună cu toți partenerii, să realizăm obiectivele pe care și le-a propus programul, pe care și l-au propus sistemul medical. Și orice ajutor, suport, grant, dar ne mai vorbim de unul care aduce cu sine medicamente de ultimă oră, forme atât de mult așteptate prietenoase copiilor, medicamente care sunt acceptate și recunoscute ca cele mai eficiente, ne bucură deosebit. Ne bucură deosebit faptul că putem să asigurăm tratamentul centrat pe nevoile pacientului. Aceasta este preocuparea noastră și în ultimii ani am parcurs în această direcție realizări frumoase prin implementarea schemelor noi, schemelor scurte. Însă, până în prezent, tuberculoza pre-XDR, tuberculoza XDR rămâne o provocare. De aceea, ne străduim, depunem toate eforturile să facem față acestei provocări și ne bucurăm nespus de mult de suportul foarte mult așteptat, foarte binevenit, oportun, la timpul și ora potrivită de la partenerii noștri și în special de la Guvernul Japoniei și de la parteneriatul STOP-TB. Vă mulțumesc! Și sper ca acesta să fie doar primul eveniment, primul grant, care anume mă refer la medicamentele prietenoase copiilor, deci este un pionierat în direcția aceasta și eu mă bucur foarte mult de această realizare comună. Vă mulțumesc!